Ați vizitat standul ILANP. Ce părere aveți după ce ați văzut ce aici? Sunt în primul rând foarte, foarte interesat să văd că proiectul ELAI avansează și aș fi foarte fericit să văd că proiectul are obiective nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și pe termen lung. Oarecum sunt familiarizat cu proiectul de la faza inițială și am fost interesat să aflu în ce stadiu este în momentul acesta. M-a bucurat ceea ce s-a întâmplat până acum și m-a bucurat optimismul echipei care vrea să facă ceva și din punctul de vedere a cercetării științifice, dar și din punctul de vedere a aplicabilității. Iar din perspectiva, haideți să spunem, a finanțatorului european, aș fi foarte bucuros dacă Guvernul României ar sprijini proiectul în așa fel încât el să evolueze spre ceea ce vă spuneam, spre aplicabilitate, așa fel încât în România să se producă ceva pentru patentul european și pentru brandul european. Pe de altă parte, acest proiect a pus România pe hartă, sau să spunem, a repus România pe hartă în privința cercetării. Credeți că în acest fel și în țară se poate dezvolta cercetarea? Poate să beneficieze de mai multă forță de muncă, de mai mult brain, să spunem, și oamenii să nu mai plece peste hotare? Chiar astăzi am avut o discuție și la Academie și aici la Târgu Gaudeamus despre rolul cercetării, a cercetării științifice. Nu doar declarativ, ar trebui să existe o politică a guvernului pe termen mediu și pe termen lung foarte consistentă și foarte insistentă. Dacă România nu se repoziționează în domeniul acesta al cercetării, oricâte declarații am ascultat ale politicienilor, realitatea este că evoluăm spre subdezvoltare. E nevoie de accent pe cercetare, creativitate, inovare, în așa fel încât să realizăm produse cât mai competitive, așa cum ar putea să facă și proiectul de la Măgurele. Sigur că da, ar fi vorba aici și de rolul universităților și a institutelor de cercetare. Va fi foarte greu să reconstruim seturile cercetării din punctul de vedere a resurselor umane. Acestea nu apar peste noapte și mai ales bine ar fi dacă am putea să dăm tinerilor o perspectivă și în domeniul acesta al cercetării performante, așa cum se întâmplă la Măgurele, să se întâmple și în alte zone din țară. Cred eu, se poate realiza proiect european și mondial și la Cluj, și la Iași, și la Timișoara, în așa fel încât să nu avem doar discuții despre vechile industrii sau despre vechile domenii sectoriale ale economiei care nu produc la productivitate ridicată. Comisia Europeană schimbă garda acum. Ne vom adresa unui nou comisar pentru cercetare. La modul în care cunoașteți realitatea de la Comisia Europeană, credeți că vom beneficia în continuare de sprijin pentru acest proiect? Chiar am discutat la Comisia Europeană chiar despre proiectul dumneavoastră, dar nu-mi pot permite să fac publică discuția aceasta. Există o dorință clară de sprijinire pe mai departe, dar au nevoie cei de la Comisie de argumente pentru aceasta. În ceea ce privește orientarea Comisiei, vă asigur că sunt foarte determinat să sprijine cercetarea, inovarea și mai ales în ceea ce privește aplicabilitatea. După cum știți, și noua președintă a Comisiei Europene a venit cu formula campionilor europeni, campioni europeni care să fie capabili să se confrunte cu provocările globalității. Acest proiect de la Măgurele poate fi unul dintre campionii europeni,
dacă noi știm, așa cum vă ziceam, să îi dăm valoare aplicativă și la scară europeană și la scară globală. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc!